Papa Francisc a cerut ridicarea blocadei asupra exporturilor de grâu din Ucraina, spunând că alimentul de bază nu ar trebui să fie folosit ca armă de război, transmite CNN. Conform Libertatea.ro, suveranul pontif a spus la finalul audiției sale săptămânale de miercuri că urmărește cu mare îngrijorare situația din porturile ucrainene. Viața a milioane de oameni depinde de exportul de grâu, în special în rândul țărilor celor mai sărace. Fac un apel din inimă pentru ca toate eforturile să fie făcute pentru a rezolva această problemă, pentru a garanta dreptul universal al omului de a fi hrănit, a spus Papa Francisc. Vă rog să nu folosiți grâul, un aliment de bază, ca armă de război, a adăugat el. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că 22 de milioane de tone de cereale, reprezentând aproape jumătate din exportul de cereale al Ucrainei, sunt blocate de Rusia. Rusia este gata să colaboreze cu Turcia pentru libera circulație a mărfurilor în Marea Neagră, inclusiv a cerealelor provenite din Ucraina, i-a spus președintele rus Vladimir Putin omologului său turc Recep Erdogan într-o discuție telefonică, relatează Libertatea.ro.